Salutare și bine v-am găsit la știrea zilei de la The Click. Eu sunt George Mesaros și astea sunt știrile. Nu toate, da? Unele. Dosar penal pentru ibuprofen? No way! Nu mai merge cu doar un avertisment pentru hărțuire sexuală. E. coli și enterococi, vedetele verii pe litoralul românesc. Sănătatea mentală un tabu? Nu pentru David Popovici. Guvernul ne dă iarăși dureri de cap și culmea, dacă vrei să iei medicamente pentru ele, mai gândește-te. Conducerea Ministerului Public, adică a tuturor parchetelor din țara asta, vrea să ne aducă înapoi în vremurile când erai vinovat doar pentru că ai respirat. De data asta, procurorii și-au pus în gând să trimită la închisoare șoferii care tratează o banală răceală cu un medicament din farmacie. Vezi dacă n-ai vrut să-ți pui varză. Cu un punct de vedere halucinant, conducerea Ministerului Public susține că orice urme de substanțe interzise în sânge, fie ele și reziduri de la medicamente legale, te transformă automat într-un infractor periculos la volan. Și singurul lucru care te poate transforma înapoi e un sărut din iubirea adevărată? Nu? E închisoarea? Of. Dar când zicem infractor, chiar e infractor. O zice și acest domn din partea poliției române. Dacă ia niște medicamente exact. Cum se procedează? Adică e posibil ca acele medicamente să dea niște rezultate pozitive. Din câte știu, efectul psihoactiv este provocat și de anumite medicamente, iar medicamentele care provoacă acest efect pe prospect interzic conducerea vehiculelor. Deci, practic, rezultatul va fi același. Okay. Este irelevant dacă efectul provine de la un drog sau de la un medicament. De ce e din nou acest subiect în atenția noastră? E bine simplu, înalta curte va decide pe 16 septembrie ce înseamnă starea de influență. Iar atenție, decizia va fi una definitivă și obligatorie pentru toate instanțele din România. O să fie ca un tatuaj pe legislația României, așa că trebuie să fim atenți, altfel o să ne trezim cu echivalentul legislativ a unui tatuaj cu nou ragreț. Dar din fericire, comunitatea de click nu stă degeaba. Am trimis la înalta curte un amicus curie, bănuiesc că așa se pronunță, adică e un fel de, băi, stați un pic, doar că mai oficial, bineînțeles, prin care le cerem judecătorilor să asculte de medicii legiști atunci când vor decide ce înseamnă cu adevărat conducerea sub influența substanțelor interzise. Și ea crede că deja judecătorii trebuie să țină cont de părerea specialiștilor, adică a medicilor. Ce, judecătorii n-au părinți să-i certe dacă nu ascultă de doctor? Dar se pare că nu e atât de simplu, atâta vreme cât procurorii spun că evaluarea făcută de medici e una subiectivă. O secundă. Subiectiv sau subiectivă, egal. Care ține doar de părerea personală, necorespunzătoare realității a cuiva, lipsit de obiectivitate. Da, deci nu. Cum adică părerea medicilor e subiectivă? Procurorii nu sunt specialiști în substanțe interzise și cumva tot cred că îi știu mai bine. Și ca să fie clar, dacă ai spune că Ministerul Public e plin de clovni care nu știu nimic despre nimic și nu iau decizii spre binele oamenilor și al țării, aia ar fi o opinie subiectivă. Mai mulți medici zicând lucruri despre medicină e cât se poate de obiectiv. Ai putea argumenta că e greșit ceea ce spun, dacă ar fi, dar cu siguranță nu e subiectiv. Dar ca să vedem și ce spun medicii mai exact. Legiștii explică că nu ești sub influență doar pentru că ai niște urme de substanțe în corp. Ești sub influență doar dacă acele substanțe îți afectează serios capacitatea de a conduce, adică dacă abilitățile tale de a gândi și reacționa devin slabe de tot. Simplu, nu? Dar nu și pentru Ministerul Public, care pare că ar vrea să aducă în fața instanței pe oricine a luat o pastilă de Bioflu sau un ibuprofen. În memoriul depus de comunitatea noastră, realizat cu ajutorul medicilor și al avocaților, pentru că cineva trebuie să asculte și medicii, atragem atenția că medicamentele obișnuite pe care le luăm noi toți pentru dureri de cap sau gripă pot conține substanțe care apar și pe listele nefericite ale legii antidrog. Și uite așa, dintr-o banală răceală te poți trezi cu un dosar penal. Și sincer, nu e nimic amuzant în a te lupta în instanță pentru că ai luat un paracetamol. Da, nu e nimic amuzant. Am încercat să mă gândesc la o glumă, nu e efectiv nimic amuzant la asta. Așa că noi insistăm.
În alta curte ar trebui să țină cont de ceea ce spun specialiștii, nu de ideile medievale ale parchetului, care pare că s-a întors cumva în vremea Inchiziției și vrea să vadă oamenii nevinovați arși pe rug, metaforic vorbind, pentru niște reziduri în sânge. Între timp, adevărații infractori, adică traficanții de droguri, se relaxează undeva, fără griji, pentru că pe ei nu-i deranjează niciun procuror. Mai departe, ministra educației, Ligia Deca, promite schimbări pentru a combate hărțuirea sexuală. Deci, de azi e gata, problema e rezolvată. Următoarea știre. Am glumit, normal că nu. Ar fi superb ce a promis Ligia Deca, dacă ar fi și ușor de crezut. Deși normal că sperăm să fie cu adevărat sinceră această promisiune, e cam greu să nu arătăm neîncredere, mai ales dacă analizăm puțin palmaresul doamnei Deca. Nici nu trebuie să căutăm departe în trecut. În primul rând, e foarte suspicios că a întârziat mai bine de două zile să reacționeze la scandalul mediatic legat de abuzurile lui Alfred Bulai, colegul său de catedră de la SNSPA și protejat al PNL. Adică, serios acum, cât de serioasă e Ligia Deca în lupta împotriva hărțuirii sexuale? Ca să răspundă la întrebare, ar trebui să ia în seamă revendicările studenților. Într-o mișcare demnă de aplauze, ANOSR, adică Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România, care reprezintă 125 de organizații, a venit cu niște propuneri clare și la obiect. Iată ce cer studenții. 1. Toleranță zero față de hărțuire și abuz de autoritate. Nimeni nu mai vrea să treacă prin așa ceva. 2. Sancțiuni mai aspre pentru cei vinovați. Nu mai merge cu lasă că trece. E timpul pentru acțiuni reale. 3. Sesizări anonime pentru abateri de la etică și integritate. Fără frică, doar curaj. 4. Mecanisme concrete de protecție și sprijin a victimelor abuzului sau hărțuirii. Și 5. Obligația cadrelor didactice de a raporta cazurile de hărțuire sexuală și sancționarea mușamalizării faptei. Aceste măsuri ar face universitățile locuri mai sigure pentru toți, dacă se vor pune în practică, desigur. Și e extrem de important ca toate cererile ANOSR să devină literă de lege. De aceea am făcut această fotografie manifest împotriva hărțuirii sexuale din universități. Mesajul e clar. Vrem un cod cadru de etică universitară care să protejeze studentele și studenții de prădătorii sexuali. Semnează și tu petiția intitulată Vrem reguli clare împotriva hărțuirii sexuale din universități, dacă vrei să vezi schimbări reale, nu doar promisiuni de șarpe. Și știu că expresia era promisiuni de șarte, dar cred că și promisiuni de șarpe merge în contextul ăsta. Bun, acum avem o întrebare pentru voi. De ce este plin litoralul românesc? A. De români. B. De alge. C. Pentru că la Bulgaria era ocupat tot. D. De voie bună. E. Coli. E plin de E. coli. În plin sezon estival, când toată lumea se înghesuie pe plajele din Mamaia, Eforie sau Venus, un mic detaliu face valuri. Calitatea apei din Marea Neagră. Și nu vorbim despre cât de clară sau caldă e apa, ci despre ceva mult mai palpitant. Nivelurile de E. coli și enterococi, adică acei micuți prieteni invizibili care ne amintesc să nu înghițim apă din mare. Și ca paranteză, îmi place foarte mult să spun cuvântul enterococi. Tot așa un cuvânt bun. Enterococi. Enterococi. Dar înapoi la problemă. Dacă te întreb cum au ajuns aceste bacterii în apa mării, răspunsul nu-i deloc plăcut. E. coli și enterococii provin din diverse surse de contaminare, precum devărsările de la stații de epurare, pensiuni, case particulare sau apele pluviale și râurile care se varsă în mare. Și nu doar atât, pentru că râurile nu sunt singurele care se varsă în mare. Și oamenii fac asta. Pentru că da, lipsa toaletelor pe plajele aglomerate contribuie și ea la această problemă. Adică hai să fim sinceri, unde crezi că ajung toate acele microscopice contribuții făcute de turiștii lipsiți de alte opțiuni? Două publicații curajoase, Press One și Info Sud-Est, au decis să afle adevărul, testând apa din 4 stațiuni. Ce au descoperit? Ei bine, în câteva locuri, valorile de E. coli și enterococi sunt de 100 de ori mai mari decât cele raportate de Direcția de Sănătate Publică, adică DSP. Și nu doar atât, în unele cazuri, aceste valori depășesc și de 3 ori limitele admise de lege. Da, în mod oficial, litoralul nostru e ilegal de murdar. Efectiv, ai mai multe șanse să întâlnești bacterii în mare decât să vezi un salvamar în acțiune. În fața acestor rezultate, DSP Constanța a ales strategia clasică. Tăcerea. A refuzat să comenteze inițial, dar cumva, într-o coincidență miraculoasă, a doua zi a lansat un comunicat în care ne sfătuiește să evităm plaja de la Corbu.
despre Mamaia, Eforie sau Venus, unde turiștii își fac băi de soare și bacterii, nimic. Dar hei, cine are nevoie de detalii când vine vorba de sănătate publică? Noi avem. Știu că era o întrebare retorică, dar am explicat în caz că se uită cineva de la DSP Constanța. Dacă te întreb ce poți face tu ca să nu devii cel mai bun prieten al ecolii în vacanță, DSP are un sfat genial. Nu înghiți apa. De parcă merge cineva la mare ca să bea supă de alge. Serios, DSP, crezi că înghite cineva intenționat suc de turiști? Oricum, asta ne spuneau și anul trecut, dar aparent încă e o noutate. Deci dacă vezi un copil sorbind apa mării ca pe un cocktail de vară, asigură-te că știe că în paharul acela se află mai multe bacterii decât la o petrecere de bacterii sub un microscop. Așa că dacă vara asta planifici o escapadă pe litoralul românesc, poți să te relaxezi și să te bucuri de soare. Și cam atât. Dar dacă te afunzi în apa mării, poate, doar poate, ar fi bine să rămâi cu gura închisă. La urma urmei, nimic nu strică vacanța mai repede decât o mică întâlnire neașteptată cu niște bacterii atât de rele încât ocazional apar la știri. David Popovici. Bun, acum că v-am atras atenția, nu serios, chiar avem o știre despre David Popovici. Aparent, tânărul fenomen al notului românesc nu doar că adună medalii cu viteza unui delfin olimpic, dar și reușește să atragă atenția asupra unor subiecte pe care puțini sportivi au curajul să le abordeze. Sănătatea mentală. La doar 19 ani, David a demonstrat că nu doar mușchii sunt importanți în sport, ci și cum îți antrenezi creierul să facă față presiunii de a fi în lumina reflectoarelor. Într-un interviu recent, Popovici a vorbit despre experiențele sale la Jocurile Olimpice de la Paris, dar și despre momentele în care ar fi vrut să plângă pe podium după câștigarea aurului. Ar fi trebuit să plâng ca un bărbat, ca un bărbat adevărat, a spus el cumva cu o autoironie molipsitoare, arătând că uneori nu doar titlurile sunt grele de purtat, ci și emoțiile care vin la pachet cu ele. Și sunt mândru și de mine, pentru că visez la asta de când eram copil și e foarte frumos. Mă bucur să vă am pe toți alături, o țară în spate și atât de mulți care mă susțin. Vă mulțumesc și vouă, vă datorez și vouă asta, nu în ultimul rând, mi-o datorez mie, bineînțeles. Am făcut copilul din mine foarte fericit. David a subliniat că este esențial să ai grijă de sănătatea mentală, un subiect pe care mulți îl evită de parcă ar fi apa rece a unui bazin olimpic sau apa infectată a litoralului românesc. Cu toate astea, tânărul campion știe că, la fel cum îți antrenezi corpul să reziste la eforturi intense, trebuie să acorzi atenție și minții. Cu două medalii strălucitoare la Olimpiadă și o pauză bine meritată în față, David a lăsat un mesaj simplu, dar puternic, pentru toți tinerii sportivi și nu numai. Aveți grijă de sănătatea mentală. Așadar, indiferent dacă te antrenezi pentru următoarea competiție sau doar pentru viață, ia o pauză din când în când. Respira adânc și nu uita să plângi ca un bărbat adevărat. Bun, asta a fost tot pentru azi. Ne vedem și joia viitoare. Link-uri și informații găsiți, bineînțeles, în descriere. Și nu uitați să dați like, share și subscribe. Eu am fost George Mesaroș și asta a fost știrea zilei de la The Click.